Bună, dragilor! Bună, Marc! Noi am ieșit afară cu mine, am dus și gunoiul. Deja este ora 1, nu am reușit deloc să filmez astăzi. Și am zis, hai să pun una pe telefon că rămânem fără vlog pe ziua de azi. Așa-i, Marc? Da. Și mergem... Mama, îmi dai pielea. Asta e pielea? Îți muși pielea cu dinții? Hai de aici că vine mașina. Astăzi au anunțat 20 de grade și mă bucur tare de această vreme. Chiar zici că este o vreme de primăvară. Superbă. Chiar superb. Mamă, Marc e cu mașina de poliție. Și cu lumini. Uite, avem porcușori acolo, prinși la bicicletă. În față și în spate. Ce drăguț. Ia dă un sunet de la... Uite poliția, Marc. Te iubesc, te iubesc. Și de unde să-l dăm pe tati? Am venit la Starbucks să bem un ceai la te. Lasă-l și noi. Preună cu Betty, cu Sally și cu Marc, care ne dă bătăi de cap și nu ne tihnește nimic. Da, uite și acum se cațără și se suie pe mine. Și ne-am luat câte un ceai la te și eu și Betty. Tura aceasta am luat cu gheață, mă gândeam să-mi iau cald, dar a zis Betty, hai ia, că... ia cu gheață că e cald și fain. Dă-te jos, bănuțul e aici, uite-l. Am ajuns și noi acasă de vreo jumătate de oră. Este 6:15, nu am apucat să filmez mai nimic. Astăzi am avut așa o zi mai plină și nu am avut timp să pun mâna pe telefon. Iar acum a venit Betty pe la noi, trebuie să mă pregătesc să-i fac pachetul Selenei, să vedem ce mâncăm. Și noi seara asta la Corez am cumpărat de la cartofiserie niște meniuri cu cartofi și cu șnițel și am mâncat. Momentan nu-mi este foame, dar mă gândeam să fac în seara asta niște paste cu smântână și cu broccoli sau niște paste cu midi. Încă nu m-am decis să văd ce vor și copilașii. Trebuie să plecăm și până la mama. Nu știu dacă mai apuc să mai filmez mare lucru, nu știu dacă reușesc să fac în seara asta vreun vlog și chiar mă oftic așa, chiar astăzi pe la 1 sau ceva de genul când am ieșit afară, parcă 1 era, vă ziceam că hai să pun una pe telefon, că altfel rămânem fără vlog astăzi și uite că tot rămânem fără vlog, cred, nu știu, încă... O să văd dacă mai am ce să filmez. Am profitat astăzi de vremea frumoasă. La Coresi este muzică. Marc nu voia la un moment dat să-mi dea telefonul. L-am lăsat pe telefon ca să-mi tihnească și mie și credeți-mă că nu mi-a tihnit deloc. Ieșirea de astăzi a făcut foarte, foarte urât. Cu Selena nu am avut treabă, a fost foarte cuminte, dar cu Marc nu mi-a tihnit deloc. Deci nu a avut astâmpăr. La un moment dat i-am dat telefonul doar ca să tacă și să mă lase, pentru că făcea acolo un scandal la Starbucks de se uita toată lumea la noi. După aia ne-am dus la parc, n-am apucat să mai filmez pentru că deja eram fiartă. Eram efectiv fiartă, nu mai aveam chef de nimic. Nici acum nu pot să spun că am chef în total să mai fac ceva. Deci pur și simplu mi s-a tăiat tot cheful de astăzi. Nu mai am chef absolut de nimic, dar de nimic. Am ajuns și noi acasă și am pus să facem câte o ciocolată caldă. Aici o să fac niște paste. Am dezghețat și midile. Fiert și apa pentru ciocolată. Și aici am fierbe apa pentru paste. Este 7:25 și trebuie să fac pachetul Selenei. Să facem să mâncăm. A mai trecut încă o zi. Acum nu știu câte paste să fac pentru că suntem 4 persoane. Normal trebuie să fac cum fac când e și Bogdan acasă. Dar sunt dăți în care fac prea multe. Asta are 500, da, 500 de grame. Așa că nu știu, cred că am pus undeva la vreo 300 de grame. Ia să vedem. Data trecută am făcut mai multe și am aruncat, pentru că nu s-au mâncat, au fost prea multe. Și am fost 5 persoane, parcă data trecută, dacă nu mă înșel. 4 sau 5, nu mai țin minte. Și am
am aruncat. Așa că le lăsăm să fiarbă. Dar nu ți se arde. Ce? Dacă pui pe lemn. Ăla. Nu. Dacă pun ibricul pe lemn? Măi, nu s-a ars până acum. Nu știu dacă nu se umflă lemnul. Dar nu am avut treabă. Dar nici nu mi-am dat seama. Acum l-am pus pe lemn? Nu mi-am dat seama. De, așa. De obicei îl pun pe chestiile astea speciale. Uite, cum e ăla de acolo. Da, da, da. Dar nu mi-am dat seama. Dar oricum pun. Pun și intenționat. Dar acum, chiar nu mi-am dat seama. Dar de obicei pun și intenționat. Nu e, deci. Dar de ars nu, doar că nu știu dacă se umflă lemnul. E posibil să afecteze lemnul, dar... Acum chiar nu mi-am dat seama, a venit Selena și chiar nu, pur și simplu mi-am dat seama. Și dacă vă întrebați de ce sunt 4 cănițe, asta pentru că și copilașii vor ciocolată caldă. Inițial aș fi vrut să-mi fac doar pentru mine și pentru Betty, dar au zis că vor și ei, așa că hai să le facem și lor. Astăzi am sărit din schemă când am fost la Starbucks, pentru că data trecută când am fost la Starbucks împreună cu Bogdan și cu copiii, le-am cumpărat și lor băutură și am dat o grămadă de bani, pentru că nu e tocmai ieftin, și am dat în jurul la 80 ceva sau 90 de lei pe toate băuturile noastre. Mark nu și-a băut băutura, a mâncat doar frișca și așa am spus, păi mă duc și-ți cumpăr un tub de frișcă, ți l-am băgat pe gură și ai mâncat frișca și am terminat treaba, dar nu cumpăr băutura aia și dau bani și nu o bei. Selena a vrut o altă băutură cu căpșuni, nu i-a plăcut, a băut-o așa mai forțat. Și astăzi i-am sărit din schemă, pur și simplu le-am spus, astăzi mă duc și beau doar eu. Nu vă mai cumpăr și vouă, vă cumpăr dacă vreți înghețată, dacă vreți alte lucruri, dar nu vă mai cumpăr, de asta cum se numește? Starbucks. Starbucks, exact. Nu vă mai cumpăr Starbucks, vă cumpăr înghețată, păi câteodată chiar cu plăcere. Câteodată chiar îmi pierd și eu ideile și mulțumesc că m-ai ajutat. Le-am zis, vă iau înghețată, vă iau altceva, lui Mark i-am luat de la Starbucks un bănuț de ciocolată, Selena nu a vrut, așa că lui i-am luat un bănuț din ăla de ciocolată și am scos-o cu el. Mă așteptam să mănânce câte o înghețată, dar nu au vrut niciuna, așa că au stat cu sucul, Fanta. Acum mi-am dat și eu seama că telefonul meu era murdar și am filmat cu el, dar n-am ce să fac, că nu pot să-l iau de la capăt, așa că o să aveți câteva minute din acest vlog, așa mai înceață, mai murdar, dar îmi pare foarte rău. Thank you.
luat și noi de mâncat, am spălat vasele, am strâns și pe aici, am spălat și la gaz, am pregătit și pachetul Selenei. De acum mergem să ne pregătim și noi încet încet să ne băgăm în pătuți. Da, mai înainte a plecat și Betty, deja este 9 și 5 minute și voiam să vă arăt că am primit acest dovleac drăguț de la mama. Acesta este un... Acesta este un dovleac plăcintar și ni l-a dat nouă. Mi se pare atât de drăguț. Și mai avem acest desen pe care l-a făcut Selena la școală și asta mi se pare că arată atât de fain. Toate lucrurile pe care le-am pus așa pe pantofar mi se pare că arată foarte, foarte drăguț. Bineînțeles, cu unele excepții, trebuie să iau termostatul și ce trebuie să mai iau de aici. Voiam să vă spun că bateriile se termină foarte, foarte repede la unele lucruri. La asta mi s-a terminat bateria, la acesta la fel, acela nu a avut bateriile, probabil a funcționat prin magazin și s-a consumat. Și îl mai am pe acela, acolo mai are baterii, iar lumânările acestea la fel, se termină tot așa foarte, foarte repede bateriile. Și mă oftic, pentru că mi-aș fi dorit foarte mult să mai aibă și ăstea baterii. Trebuie să caut să văd dacă găsesc baterii mai ieftine la, nu știu, la magazinul ăsta gen Jumbo, Pepco, pentru că eu când am fost să cumpăr baterii de aici de la noi din cartier, nenea mi-a spus că bateriile sunt destul de scumpe și că mai bine cumperi produsul în sine. Atunci era vorba de o lanternă, lanterna costa 5,90 lei și bateriile era 2 lei sau 2,50 lei, nu mai țin minte că v-am spus, bucata. Deci, practic, mai bine cumpăram lanterna. Ceva de genul, chiar nu mi-aduc aminte cât să fi fost bateria, dar parcă 2 lei, 2 lei și un pic a zis. Așa că nu știu cât de tare se merită să cumperi lumânărele pe baterii. Probabil că da, chiar sunt curioasă sau probabil că nu. Sunt curioasă cât de mult vor ține, pentru că nu mi se par că mai au aceeași intensitate cum avea la început, dar nu-mi pare rău că le-am cumpărat, pentru că sunt drăguțe. Doar că dacă ar fi să mă apuc să cumpăr bateriile, nu știu câte baterii conțin într-una, două, habar nu am, probabil că nu se merită și cât dau pe baterie, așa mă duc la Jumbo și îmi cumpăr altele noi și dau 10 lei sau 3 lei pe două, că atât a costat, 3 lei 2, mi se pare că avea și 3 și avea și la set de 6, pe 6 lumânărele am dat 10 lei. Acum nu știu câte baterii are acesta înăuntru, habar nu am. În fine, o să stau, o să studiez să văd. Dacă se merită și țin bateria mult la aceste lumânărele, voi mai cumpăra. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am cu flacăra aceea galbenă, să fie flacără ca la lumânarea naturală. Dar nu am știut când, când le-am cumpărat, nu am fost atentă. Dar nu-mi pare rău că le-am cumpărat absolut deloc, doar că vreau să văd cât ține bateria și dacă se merită să mai cumpăr așa ceva, voi mai cumpăra. Dacă nu, cumpăr set de lumânărele de la, de la Pepco, că acolo sunt cele mai ieftine din ce am văzut, și le folosesc. Și așa măcar sunt niște lumânărele naturale, niște lumânărele care au și miros. Și costă 8 lei 50, 30 și ceva de bucăți, parcă 36 de bucăți, ceva de genul. La acest odorizant am scos două bețișoare și vreau să vă spun că miroase la fel de puternic. Foarte, foarte puternic, mă gândesc că poate va ține mai mult. Eu am cumpărat acest odorizant pe data de 15, astăzi parcă suntem pe 18 dacă nu mă înșel. Chiar sunt curioasă. Eu, așa după cum îl văd, mai mult de 2 sau 3 săptămâni nu cred că mă va ține, dar sunt curioasă. Oricum îmi place foarte, foarte mult cu miroase și o să-l recumpăr pentru că e minunat. Doar că în casă miroase mult mai puternic decât miroase în mașină și nu înțeleg de ce. Deci în mașină vreau să vă spun că uneori îl simt, uneori nu. Și mașina este o încăpere mult mai mică decât aici în casă. Dar probabil că se încinge de la soare, nu știu, habar nu am. Uneori nu-l simt absolut deloc. Uneori simt
mașină așa închisă. Mă gândesc că este de la soare, că o încălzește foarte tare. Sunt curioasă pe perioada iernii, pe perioada frigului, atunci când e frig tare și nu e soare. Sunt curioasă dacă atunci se simte. Ce am mai observat că se simte atunci când merg cu geamurile deschise mai tare. Se face așa aer și începe să miroasă, dar pot să vă spun că în casă funcționează mult mai bine decât în mașină. Mă uitam acum la fața mea că am o față foarte obosită, nu știu dacă voi vă puteți da seama, dar sunt foarte, foarte obosită și nu sunt obosită fizic, pentru că nu am făcut mai nimic, sunt obosită psihic. Astăzi am avut o zi așa nasoală, știți că v-am și povestit că Marc a fost foarte ciudat la comportament. A început așa să facă tot felul de crize mai toată ziua, ceea ce nu am mai avut de ceva timp, chiar deloc. Și m-am mirat că de astăzi a început să aibă din nou și moftic. Mi-am adus telefonul aici cu mine în baie ca să mă și demachiez pentru că este oricum și târziu. Vă spuneam că moftic, că luna aceasta la psiholog nu am mai găsit liber și avem demers doar în noiembrie. Am făcut programare pentru 3 ședințe. Și îmi pare foarte rău pentru că am văzut îmbunătățiri foarte mari la Marc de când am făcut această terapie și oarecum noi acum vom face pauză. Noi săptămâna aceasta trebuia să avem din nou o ședință, dar pleacă în concediu și nu am mai avut liber. Este foarte plină psihologa și nu am mai avut liber să-l bage și pe Marc, mai ales că e cu concediu. Ea este o psihologă foarte bună, recomandată de toată lumea, este foarte solicitată și am reușit să fac programare abia în noiembrie pentru 3 ședințe. Și eu am văzut îmbunătățiri foarte bune, îmbunătățiri, o schimbare de comportament foarte mare înspre bine. Și ea iurea că vom lua destul de mult timp pauză de la această terapie, pe care credeți-mă că eu la început nu o credeam că va funcționa absolut deloc. Dar în cazul în care aveți probleme voi sau aveți probleme cu copilașii, chiar recomand această terapie, ajută foarte mult. Eu eram așa cu gândirea, cum, ce să ajute? Nu, eram pur și simplu, nu credeam în așa ceva. Nu credeam, dar pur și simplu funcționează foarte, foarte bine. Și vin foarte mulți oameni la terapie. Oameni în vârstă, oameni mai tineri, copii, fete tinere, băieți tineri, cu fel și fel de probleme. Și ajută. Eu am văzut un îmbunătățiri la Marc, îmbunătățiri foarte ca lumea și oarecum fac și eu un fel de terapie. Cum se numește? Că am uitat. Am uitat cum se numește, Doamne. Nu vine pe limbă. Ceva cu C începe. Un consiliu? Parcă? Consiliu între mine și ea, consiliu de părinte, parcă, și oarecum și pe mine mă ajută în anumite gândiri. Știți că eu sunt o persoană calmă, chiar primeam mesaje și de la voi și mereu îmi spuneați cum de reușesc să fac față și să fiu atât de calmă cu copiii, mai ales că am și animale și treburile casei și mai fac și YouTube și așa mai departe. Și mă ajută să fiu mai calmă de atât, doar că sunt dăți în care nu mai pot. Astăzi am avut așa o zi în care nu am mai putut, o zi în care simțeam să plec, dar să plec, să mă duc undeva unde să fiu liniștită, pentru că el a avut anumite momente, la un moment dat începuse și Selena. A început să se joace la locul de joacă. Acolo, la Coresi, și și-a rupt, nu și-a rupt, și-a desfăcut de la ghete
acel lanț, că a avut ghetele pe care le-am cumpărat de la Sinsei, Sinsai, cum se numea acel magazin, că nu știu cum se pronunță, unii zic Sinsei, unii zic Sinsai, în fine. Și a început să-mi spună că din vina mea i s-a rupt acele ghete, că eu am fost de vină, că am pus-o să se joace, deși eu nu am pus-o să se joace. Îi spusesem la un moment dat că mergi și joacă-te și tu, dar a zis că n-are chef și am lăsat-o în pace. Și de asta o sunt, că am avut o zi foarte nasoală, o zi în care nu m-am simțit bine deloc. Am avut foarte multă energie negativă, eu așa am simțit. Foarte multă energie negativă, chiar și Betty a zis de multe ori că la un moment dat râdea și ea, după aia se întrista și ea de toate, toate stările pe care le-au avut astăzi copiii, în special Marc, cum am spus. La un moment dat am avut așa și cu Sally, dar în special Marc a fost cel care mi-a făcut așa, m-a făcut cu biscuiții, să zicem. Și am avut așa o zi în care, măi, pur și simplu parcă zici că n-am avut nici chef să filmez, n-am avut chef să gătesc, n-am avut chef să fac nimic, n-am avut chef să vorbesc la telefon. La un moment dat vorbeam și cu Betty și parcă zici că eram paralel. Ziceai că jumătate de cap e atentă, jumătate de minte e atentă la ce vorbește Betty, dar jumătate eram în lumea mea. În lumea mea mă gândeam... Nu știu, chiar am zis, nu știu cât mai pot să rezist, pentru că stările lui Marc se schimbă de la una la alta și sunt dăți în care e bine, sunt dăți în care nu e bine, sunt dăți în care mă ascultă și face tot ceea ce spun. Și acum nu că vreau să facă tot timpul ceea ce spun eu, pentru că nu este un roboțel, dar ascultă așa și dacă îi spun, hai să mâncăm, hai să ne spălăm pe mâini, hai să facem asta, vine, hai să spălăm dinții, hai să facem aia, cooperează în tot ceea ce vreau să fac cu el, dar sunt dăți în care nu. Începe să urle, începe să trântească, începe să enerveze, îi spun, hai să facem activități, hai să facem aia, uneori ascultă, alteori nu, nu vrea să iasă afară, nu vrea să socializeze la parc cu copiii. Deci are anumite stări în care e bine și are anumite stări în care nu e bine și normal că sunt dată și eu la un moment dat peste cap când îl văd că câteodată este ok, câteodată nu este ok. Câteodată mă respinge și mă vrea pe mine, dar câteodată, adică are momente când mă vrea, are momente când nu mă vrea, are momente când începe să plângă că îl vrea doar pe Bogdan, dar când e Bogdan acasă nu îl vrea pe Bogdan și mă vrea pe mine. Psihologa a spus că el are o tulburare emoțională și vrea să vadă ce se întâmplă, de ce are această tulburare și de ce, ce se ascunde în spatele lui. M-a întrebat dacă am avut un deces în familie, dacă am avut așa o pierdere pe cineva și i-am spus că nu. Și vrea să vadă ce se întâmplă în spatele lui, de ce refuză să se joace cu unii copilași, pentru că și la terapie... respinge anumiți copilași sau respinge băieței și vrea să joace cu fetițele și a încercat să explice că trebuie să ne jucăm și cu băieței, dar și cu fetițele. Nu trebuie să respingem pentru că la școală, la grădiniță, la loc de muncă și așa mai departe vom întâlni și băieți, dar vom întâlni și fetițe. Și v-am spus că mă oftic foarte tare, că am făcut oarecum pauză de la această terapie pentru că vedeam îmbunătățiri, dar nu avem ce să facem decât să stăm. Și dacă vă întrebați referitor la grădiniță, dacă va merge și când va merge, momentan nu va merge și ea mi-a spus că nu-i vom mai aduce în discuție despre grădiniță, nu-i voi, sau îi voi spune că un timp nu vei merge la grădiniță, vei sta acasă cu mami și vom face grădiniță acasă, pentru că l-a văzut și ea cum reacționează când este vorba de grădiniță, dar nu doar de grădinița aceasta, de toate grădinițele, de oriunde, pentru că el nu vrea să stea nici cu mama, nici cu soacra. Am observat această chestie că el are o problemă cu toată lumea, nu doar cu grădinița. Deci nu vrea să meargă nici la grădiniță, dar are o problemă în mare parte că nu vrea să se despartă de casa lui și de mine, de tati și de Selena. Deci el are o chestie așa cu noi și sperăm să o rezolvăm la un moment dat prin această terapie care va dura cu siguranță câteva luni. Chiar astăzi am primit mesaj de la doamne educatoare pe grup, nu doar eu, toți părinții, să spunem care copilași vor mai rămâne încă un an la grădiniță. I-am spus că Marc va mai rămâne și au mai fost încă
patru sau cinci copilași, a căror părinți a scris că și ei vor mai rămâne. Și mă bucur că mai sunt câțiva copilași de aici din grupă pe care, după ce am văzut denumirea, el îi cunoaște, că nu pe toți îi cunoaște cum îi cheamă, dar pe unii, da, că mereu îmi zice uite-l pe ăla, uite-l pe aia. Primim tot timpul pe grup poze cu copiii, videouri în care li se cântă la mulți ani sau ce se face la grădiniță, activități, și atunci eu îi arăt ca să nu să vadă că nu am uitat despre grădiniță, mereu îi aduc aminte de grădiniță, adică nu sub forma că se-l ameninț că trebuie să meargă la grădiniță, dar îi spun că așa trebuie să spunem, că la grădiniță este frumos, că mergem, învățăm lucruri frumoase și așa mai departe. Așa că terapia un timp va mai dura, un timp mai mult, nu știu când va merge el la grădiniță, când va începe, pentru că aștept oarecum acordul la psihologă, să vedem cum îl vede ea. Am scris și pe niște foi comportamentul lui de acasă ca să le studieze și să le citească ea și să vedem ce e de făcut mai departe. A spus că a mai vorbit și cu colegii de ale ei, că i-a povestit cazul lui, cum reacționează, cum face. Acum mai nou a început să îi se facă scârbă de anumite mâncăruri, ceea ce acum nu avea chestia asta, dar, de exemplu, te pune să-i pui ceva de mâncare, nu-i place și zice, eu nu-mi place această mâncare, dar acum nu știu dacă e, poate că mai vede la anumite desene, că mai... Asta trebuie să avem grijă și trebuie să și urmărim și trebuie să și povestim atunci când mergem la psiholog toate reacțiile lui, că dacă el se uită la niște desene de pe YouTube, de pe Disney Junior și vede la Blue că Blue a respins mâncarea și a spus că eu, această mâncare nu este bună, atunci normal că copilul începe să facă și el și trebuie să avem grijă și să vedem, să urmărim tot ce se întâmplă, tot ceea ce povestește el, tot ceea ce face el, tot ceea ce facem noi ca părinți și trebuie să țin cont de toate lucrurile ca eu când mă duc la acea terapie să îi duc foile scrise ca el să nu audă. Telefonul meu deja se închide, așa că în mare parte ați înțeles ce am vrut să vă spun. Mă apuc să mă curăț pe față, să mă spăl, să mă dau cu cremă și apoi să ne băgăm și noi în pat. Așa că eu m-am bufat cu mare, mare drag. Și ne vedem în vlogul următor, că și dacă vreau să mai filmez, nu mai am și nici nu mă așteptam că în seara asta vom avea un vlog. Nu știu cât de lung va fi, probabil de vreo 20 de minute, 20 și un pic. Nu știu dacă va fi interesant, dar măcar am postat.